mă uitam la ceva și apare denumirea cuiva foarte talentat, vestit și vestită și a plecat de lumea aceasta minunată și a lăsat niște cărți despre trezire și așa mai departe. Și scrie denumirea: nu mai opri, nu mai trezi oamenii, că ei o să proiecteze 3D. Că asta e amintirea lor. Că asta o să proiecteze. Da? Fiecare o să proiecteze amintirea lui din care o să cliruie, o să reproiecteze, reprogrameze și o să se... cum ai trăit toată viața așa, ai proiectat proasta, așa ai să proiecteze acum înțelegând lucrurile, cât de cât mă gândesc. Dar nu o să proiecteze nimeni un pământ întreg pentru toată lumea. Deci cine se trezește și tu îi trezești, da? Să stop, nu mai trezi lumea, da? Că lumea o să proiecteze 3D, că nu știu ce, lumea multă, nu trezi. Fiecare se trezește în lumea lui. Tu n-ai nicio treabă, că dacă lumea multă proiectează 3D, acolo și se trezește. Tu n-ai nicio treabă cu, dacă să zicem așa, îi și cum. N-ai nicio, tu ai lumea ta, ai lumea ta, care ajungi la un nivel la care ești, înțelegi, înțelegând lucrurile și proiectezi, nu te mai oprești din proiectat, te mai da? Înveți și tot așa. N-ai treaba oamenilor. Ce treabă ai tu? Vai să nu cumva să se trezească și să proiecteze. Dacă ăsta le-i drumul și asta vor să proiecteze sau pentru asta au căzut, îngeri căzători, da? Căzuți. Pentru asta au căzut pe pământ, treaba lor. Ce treabă ai tu să... Nu? Adică vezi de treaba ta și faci toate deurile posibile minunate pe pământ. Eu așa înțeleg lucrurile. Azi, acum în clipa asta. Vedem mai departe. Bună ziua, la revedere!